Jurnalist foarte apreciat, bărbat bine, cu talente artistice remarcabile, cu o grămadă de admiratori și, normal, admiratoare. Ilinca, oprește-te. Mai ușor, mă simt copleșit când aud că mă prezinți așa, sincer. Dar stai, Adilin. N-am înțeles aia cu talentele artistice. N-am voce de Eurovizie. De data asta, cel puțin de data asta, nu e vorba despre tine, ci despre următorul nostru invitat. Adi, îmi pare rău. Cel care are toate aceste calități despre care am vorbit. Da. Ai dreptate, am înțeles. Trebuie să-i dau dreptate Ilincăi și abia aștept să-l invit alături de noi pe Robert Turcescu. Bună seara, Robert! Bună seara! Din emisiune în emisiune. Cam greu, e adevărat, dar din emisiune în emisiune, dar e adevărat că la voi atmosfera e mai relaxată. A, minunat atunci, să ne așezăm. Nu? Nu ești încordat, nu? Nici măcar după ce ai văzut acele imagini cu Mircea Badea. Oh, Mircea Badea nu-mi provoacă niciun fel de încordare. Dar îți provoacă ceva? Un sentiment de milă, uneori. Deși trebuie să recunosc că într-o anumită perioadă mi s-a părut un personaj care putea să facă un lucru foarte interesant în televiziune. Din păcate, e un fenomen de degradare accelerată în ceea ce îl privește pe Mircea Badea și când lucrul ăsta e cumulat cu o lipsă acută de lecturi și cu o intrare într-un șablon, lucrurile devin ușor bizare. Eu aveam impresia, bizare. Și mulți din afara acestui cerc, din care faceți parte voi doi, că voi închideți practic cercul, au impresia că voi v-ați construit aceste atacuri, de o parte și de cealaltă, doar pentru a întreține așa, de la distanță, un joc. Nu? Aici nu funcționează lucrurile cum probabil am văzut că funcționează uneori în lumea mondenă. Eu nu sunt un personaj al lumii mondene și nici Mircea Badea categoric nu e un personaj al lumii mondene. Venim din lumii ale jurnalisticii și lucrurile am explicat, sunt destul de clare. Povestea asta legată de Mircea Badea vine de undeva din anul 2004-2005, când Mircea trecea printr-o situație destul de delicată, cum probabil trec de foarte multe ori jurnaliștii, sau n-avea un loc de muncă, m-a rugat să pun o întrebare, nu să pun o pilă, să pun o întrebare lui Sergiu Toader, la vremea respectivă se ocupa de proiectul Realitatea TV, dacă n-ar putea să vină în echipa Realitatea TV. L-am întrebat pe Sergiu Toader, mi-a spus că nu are un proiect în care să poată să intre și Mircea Badea, am comunicat lucrul ăsta, sigur, cu doza de, cum să spun, de compasiune aferentă momentului respectiv. După care au început probabil aceste atacuri ale lui legate de faptul că la vremea respectivă, vă aduceți aminte, el a intrat în proiectul Antena 3 de la bun început. Antena 3 trebuia să ucidă cu ghilimele de rigoare concurentul, Realitatea TV. Eu eram vectorul de imagine al Realității TV. Evident că atacurile sunt chestiunile clasice, să spunem, de intrare pe piață, de intrare pe o nișă, să spunem. Așa se întâmplă lucrurile. Dar e vorba de un soi de invidie? Habar n-am și nu mă interesează, că trebuie să vă spun un secret. Eu nu îi urmăresc emisiunile. Dar asta e bine, să fim invidiați de oamenii din jurul nostru. Nu știu dacă e invidie. Deja lucrurile, am văzut câteva secvențe la un moment dat, pentru că nu prind Antena 3 acasă. Asta este, n-am ce să fac. Cei de la RCSRD, am o pălărie din asta pe casă pusă, m-au scutit de povestea asta. Da, uite, tocmai pentru că nu urmărește emisiunile lui Mircea Badea. Știu ce a spus, dar am văzut că ați făcut și din promo. Așa un colaj de intervenții. Haideți să le urmărim. Dar sper că n-ai de gând să discutăm toată emisiunea despre personajul ăsta. Adică nu face nicio plăcere și nici n-am un război direct în momentul de față cu el. Haideți să vedem exact despre ce este vorba la mijloc și revenim mai apoi. Războiul dintre Robert Turcescu și Mircea Badea este unul dintre cele mai dure din televiziune, iar cei doi realizatori nu ratează nicio șansă de a se ironiza reciproc, fie că este vorba despre opțiuni politice, apariții în public sau simple declarații pe diverse teme. Ultimul front deschis de Badea este cel artistic, pornind de la participarea lui Turcescu la Eurovision cu piesa Un refren. Jurnalistul de la B1 a reușit calificarea la selecția națională, dar asta nu l-a scăpat de răutățile din partea rivalului său. Acum. Covorul roșu e la scară, mașină cu șofer, pe patoroc e de ser, și stele sunt pe cer.
asta are zeci de ore în plus. Au! Au! Tu ai auzit cum a sunat? Hă? Prietene, voi ați văzut vreodată un măgar constipat în forțaș? Hă? Nici eu, dar așa trebuie să sune. Băi, e orgasmică, bă. Aia cu te iubesc, care e liberatoare, bă. S-a strâns tensiune în el, înțelegi? Cu ceasul, cu covorul roșu, cu buza de sus, cu poezeaua, cu astea, cu stelele de pe cer. Cu astea, înțelegi? Și cât timp și după aia te iubesc. În momentul acesta e liberator, eu l-am mai văzut la un moment dat în niște piese nemțești. În niște opere de artă nemțești, parcă erau de natură cinefilă. În care el, interpretul, spunea: ia, ia, dubis Vesuvius, icome, icome. Eu votez cu Turcescu la Eurovision. De-a lungul anilor, Mircea Badea și-a etalat în mai multe rânduri veleitățile muzicale și-a făcut debutul în forță pe Sistem, alături de prietenul său, Oreste. Lasă sau cașcă, lasă, toți băieți de super clasă, știm să ne distrăm non-stop, numai cu femei de top. Alelelelelelelei, unde chefundez femei, alelelelelelelei, și eu cu băieții mei. Alelelelelelelelei, unde chefundez femei, alelelelelelelelei, și eu cu băieții mei. Bine, mă! Fără prea mult succes pe ritmuri de manele, Badea a făcut o schimbare radicală. Și-a luat lucrul de dur, și-a etalat mușchii, și-a dat-o pe rock. Am înțeles, adevărul e altul, nu așa cum l-ai prezentat. Muzica, Adi, muzica e grea, mă. Muzica e foarte grea. Aici este invidie la mijloc, sunt convinsă de asta. Muzica e foarte grea, nu e. E complicat să cânti, să înțelegi. Asta vorbește săracul și engleza, ca jingleza lui Jinga de la... Da, așa se numește, jingleză, știi, mai nou. Mă rog, sigur, el e un comedian de televiziune foarte bun, da? Și o să rămână la nivelul ăsta, pentru că e greu să sari cu această etapă sau să depășească o astfel de etapă. Rămâne un comediant de televiziune foarte bun și eu n-am nimic împotriva oamenilor care înțeleg să aibă o părere, chiar dacă încărcată de ironie, să spunem, în legătură cu lucrurile pe care le fac fiecare, având dreptul la opinie. Poți să spui că poate o emisiune pe care o fac nu e bună, că un text pe care l-am scris e, din punctul tău de vedere execrabil, sau că piesa pe care o cânt, asta acum promovată cu Eurovision, e slabă. Stai eu puțin. Aș vrea să te întreb. Problema este însă legată de momentul în care personaje sau personajul numit Mircea Badea, că mai e un nătărău în presa din România numit George Stanca, care a scris la un moment dat un text foarte bizar. Vorbim imediat după o scurtă pauză. Ajung la jigniri. Să-mi și răspunzi la următoarea întrebare. Dacă nu cumva e în această seară un anunț șocant de făcut, respectiv vrei să-ți anunți retragerea de la Eurovision, tocmai în urma acestor critici. Ne întoarcem imediat. Că, într-adevăr, vei renunța la a mai participa în semifinalele Eurovisionului România 2013, dacă ai primit, mă rog, critici? Ha. Evident că nu. Și abia aștept să-i cunoașteți pe colegii mei de trupă, vor fi imediat alături de noi aici. O să și cântăm piesa, o să și fim în concursul Eurovision sâmbătă, începând cu ora 21. Sunt convins că o să ne și votați. Mircea Badea votează. A spus, a declarat-o, da? Deci Mircea Badea votează piesa asta pentru Eurovision. Bun, rău votează. Mare, îi place, nu-i place, el a deranjează, Robert? Ce anume? Nu știu, răutățile astea, pentru că sunt niște răutăți, sunt niște ironii. Dragă Ilinca, eu fac această meserie de 20 de ani. În 20 de ani constați că deși ți-ai dori foarte mult să te iubească toată lumea când apar la televizor, lucrul ăsta nu se poate. Și evident atragi antipatii, unii chiar te socotesc inamicul lor numărul 1, fie pentru că ești băsist, fie pentru că intri în competiție cu Mircea Badea, fie pentru că îl bați pe gâdea, fie că te bate gâdea sau o chestiune de genul ăsta. Concurența e acerbă și voi sunteți oameni de televiziune, știți lucrul ăsta. Nu mă pot simți, cum să spun, deranjat de ceea ce face Mircea Badea, pentru că... Voi v-ați întâlnit în ultima perioadă?
Dacă vă întâlniți, cum reacționați? Nu știu, ne-am întâlnit în urmă cu un an jumate, cred că la sala de sport, dar nu ne-am vorbit niciodată, ne ignorăm. S-a lăsat cu greutăți aruncate? Nu, cred că e bine ca lucrurile să rămână așa, adică nici nu cred că mai există vreodată o cale de dialog din punctul de vedere. Dar să știi că nu sufăr, adică n-am vreo... Cum? Ce? Dacă ar face un pas către tine? De ce să un pas către tine? Către salut, mine. Robert, la modul acesta. Eu sunt un politicos, în momentul în care mă salută cineva, întotdeauna răspund la salut. Am oameni cu care n-am mai discutat de ani de zile sau s-au supărat în urma unor emisiuni de televiziune. Dacă îi întâlnesc, mă întorc capul. Dar e supărat el? Personajul? Crezi? Nu. Cred că supărat sunt eu, pentru că eu, de exemplu, nu obișnuiesc să jignesc cu oamenii cu care intru la un moment dat în polemică. Pot să mă cer cu tine astăzi, să avem o polemică, o discuție. N-am să spun niciodată lucruri jignitoare despre tine sau despre, hai să spunem, Adrian, da? Pentru că tu ești și o domnișoară, așa că o să mă refer la Adrian. Nu o să-i adresez cuvinte injurioase sau nu o să ne batem. Da? Mircea Badea înțeleg că insinuează lucruri în momentul de față, că sunt prea negru, că am un ten închis. Da? Prin urmare, ar trebui acest lucru să mă așeze automat în... etnia romă. E, lasă, da? Negri au și calitățile. Stai puțin, stai. Înțeleg că mai nou sunt gay sau insinuează lucruri de genul ăsta, că n-ar fi dopo festival, popo festival, am văzut secvențele respective. Consider că deja dintr-un astfel de moment lucrurile nu mai sunt în limita ironiei, nu mai sunt în zona pamfletului. Sunt în zona lucrurilor despre care vorbeam mai devreme. E vorba de o degradare accelerată a personajului, atât la nivel caracterial, cât și mental, îndrăznesc să spun, fără să-l jignesc. Cred că are niște probleme în momentul de față pe care ar putea să le rezolve consultând un psiholog. Eu înțeleg că trăim o perioadă în care se poartă măscăricii, în care sunt adulați clownii, în care băieții de cartier sunt în vogă. Problema este că în momentul în care faci lucrul ăsta la televizor, nu mai e suficient să ascunzi toate aceste chestiuni sub o mască a pamfletului. Nu mai e pamflet. Robert. Nu mai vorbim de un pamflet aici. Eu n-aș vrea să vorbești atât de radical la adresa lui. Spuneai și tu și recunoșteai anumite merite. E un comedian. Eu vorbesc radical. Comedian, dar aș vrea să facem altceva. Să lăsăm pe Mircea Badea deoparte și să vorbim despre... Deci pune din ăsta, da? Acolo, bun. Sâmbătă. Ora 21, Casa Presei, ne votați. Mergem la Eurovision. Vă luăm pe toți în Malmo. Sigur, Robert, sigur veți avea un mare succes și spun și de ce. Au început. Vă rog mult, dați-mi și mie numărul lor de telefon să ne cânte la o nuntă. Toți sunt de telespectatori. Oricum au programul ocupat. Intrați pe Facebook, Casa Presei, avem pagina acolo, găsiți și fotografii foarte interesante. Scrieți-ne nouă pe Facebook. Rezolvăm. Și denunțe rezolvă. Noi vă mulțumim că ați rămas până la această oră alături de noi. Ne luăm la revedere. Rămânem cu o melodie cântată de Casa Presei. Te rog, de ce nu? Vă așteptăm pe 7 martie, nu uitați, într-un club, intrați pe pagina noastră și o să vedeți unde. Lansăm acest single în prezența celor care vor fi în club la concertul nostru de 7 martie, nu uitați. E primul concert și vom lansa acolo acest single al trupei Casa Presei intitulat Un Refren. Da? Îl veți primi chiar la intrare. Avem o surpriză pentru toți cei care vor fi prezenți. Atunci venim și noi dacă îl primim. Veniți cu mare drag. Vă ascultăm, mulțumim, o seară bună să aveți. Mulțumim tare mult, mulțumim și dumneavoastră, o noapte bună. Covorul roșu e la scară, mașină cu șofer. Pe patul ochi e de seară și stele sus pe cer. Noaptea asta are zeci de ore în plus. Dacă vrei o să scriu pentru prima oară un refren pe buza ta de sus. Mă las să dorm și să mă fac să uit de ceas. Nu vreau să știu cât timp am mai rămas. Am destul cât trăiesc să spun. Felii de tort cu ciocolată, șampanie și fum. Pe geam o lună colorată și o urmă de parfum. Se deschide cerul roșu la apus. Dacă vrei o să scriu pentru prima oară un refren pe buza ta de sus. Să mă las să dorm și să mă faci să uit de ceas. Nu vreau să știu cât timp ne-a mai rămas. Am destul cât trăiesc.
să spun